Ghici, ghici, ce zic aici? Ghicitori despre anotimpuri și lunile anului. Anotimpurile toate își dau mâna ca surate și formează împreună 12 luni cu nună. Ce să fie oare ce? 12 sunt, știi bine? Întrebarea acum vine. Oare ce să fie? Cine? Am un copac cu 4 crengi. Una înverzește, una rotește, alta veștejește și alta îngheață. Ghici, ghicitoarea mea, ce să fie? Doisprezece frați aleargă, anul cât este de lung. Fug de zor prin lumea întreagă, niciodată nu se ajung. Cine sunt? Suntem patru surioare omului folositoare. Îi aducem daruri mii, bucurii pentru copii. Ghișghicitoare, cine sunt cele patru surioare? Surori patru sunt pe lume, care n-au același nume. Una trece prin ninsori, alta calcă printre flori. Una seceră se cară, alta casă rodul cară. Cum se numesc ele? Patru surori gemene, par să nu se asemene. Una țese flori pe ramuri, alta țese flori pe geamuri. Una coase în câmpii, holde galbene aurii. Cealaltă ne cheamă în vie la cules de razachie. Patru surori gemene, par să nu se asemene, dar noi știm de mult că toate sunt la fel de minunate. Oare cine sunt? Floare și soare, ploaie și ninsoare, rând pe rând, zile, nopți furând. Ce să fie? Ghicițoare? Știți voi oare, copilași, cine lasă pongolași? Cine aduce ploi mărunte, legume și multe fructe? Care-i anotimpul care aduce cu el în soare și peste întreg pământul alb își lasă el veșmântul? Cu narcise în poiene, cu mlădițe înmugurite, stoluri, stoluri de cocoare, a sosit în țară, cine oare? Cine alungă primăvara și aduce în toată țara soare mult și bucurie, grâu în coajă aurie?